Bună dimineața tuturor și bine ați revenit la Matinal. Astăzi porc culoarea verde pentru că eu cred că e despre vindecare, despre prosperitate și uite și despre parenting astăzi pentru că vom povesti despre cum să ne eliberăm copiii de telefoane și tablete. Dar până una alta vreau să-i spun lui Valentin bună dimineața. Bună dimineața, Georgia. Ce mai faci, drăguță? Bine, de la foarte bine în sus. Să spunem, ai băut 40 de pahare sau de cum? Apă plată degresată, da. Dar nu știu cum se face. Trebuia băut aseară sau mâine? Trebuie să discuți acest subiect. Eu știu doar să mănânc mucenici oltenești muntenești, atât. Adică asta mucenici ce... stil ciorbă. Da, ciorbă. Nu, ciorbă. Pare a, da, știu să fac, altceva nu știu să fac. Nu, mă retrag în discuție și aș vrea să trecem la știri pentru că e prea mult. Pentru mine eu nu suport decât mucenici însiropați, îmi pare rău. E un mare conflict în platou în dimineața asta. Nu e un conflict. Uite, eu am învățat că e ok să avem păreri diferite, dar cu siguranță suntem amândoi de părere că urmează să ne informăm pentru că vine Valentin cu știrile. Mii de oameni protestează în Atena, grecii cer măsuri după cea mai mare tragedie feroviară din istoria țării. Metrourile, feriboturile și autobuzele sunt oprite după ce manifestanții s-au încăierat cu forțele de ordine, cel puțin 57 de persoane au fost reținute. Nu sunt însă singurele proteste, mișcări stradale au avut loc și în Franța. La Paris, anarhiștii s-au bătut cu mascații și au distrus obiectele de pe stradă, inclusiv mașinile. Sunt din nou revolte în capitala Greciei. De data aceasta, oamenii au recurs la gesturi violente, de la bătaie între polițiști și protestatari până la fumigene. Mii de oameni continuă să protesteze în fața Parlamentului din Atena, la o săptămână după tragedia feroviară în care au murit 57 de oameni. La manifestații participă și angajați din sectorul public, ceea ce perturbă serviciile de metrou, tramvai și autobuz, dar și transportul cu feriboturile, care vor rămâne în porturi, pe măsură ce marinarii se vor alătura protestelor. Accidentul feroviar de pe 28 februarie a stârnit un val de furie și indignare în Grecia față de starea rețelei feroviare, neglijența autorităților, lipsa de investiții și de personal. Mulți dintre pasagerii decedați erau studenți care se întorceau acasă în Salonic. La Atena și la Salonic, al doilea cel mai important oraș din țară, au avut loc ciocniri violente între polițiști și manifestanți. Și la Paris au avut loc proteste violente. Anarhiști infiltrați printre cei care au ieșit pașnic în stradă împotriva legii pensiilor au creat haos pe străzile capitalei franceze. Protestatarii violenți au distrus inclusiv o mașină parcată în fața unei clădiri. Protestele vin după 6 zile de greve naționale, în care transportul în comun a fost dat peste cap. Inclusiv mai multe zboruri au fost anulate. Și în Italia a fost grevă. Ministerul Afacerilor Externe a informat cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în peninsulă că va avea loc o grevă națională care afectează transportul public în comun. Gabriela Firea va candida la primăria capitalei fie cu susținerea PSD, fie în calitate de candidat independent. Declarația a fost făcută în exclusivitate la Metropola TV, la emisiunea Ora de Vârf realizată de Radu Preda. Eu nu vreau să plec la alt partid. Dacă nu mă susține PSD-ul și doresc să candidez, voi candida independent și dacă va exista o susținere din partea altcuiva, o voi primi cu onoare. Dar nu sunt un traseist politic și sub nicio formă nu fac politică de dragul politicii. Fac politică doar pentru oameni. Ministrul Firea a precizat că la alegerile din 2020 a pierdut fotoliul de primar general în favoarea lui Nicușor Dan și din cauza unor jocuri de culise. Prin urmare, este o decizie comună. Și anume, atât partidul să fie hotărât în a susține până la capăt candidatura mea, să nu mai existe fisuri sau breșe, ca acum 2 ani, când am avut, din păcate, lovituri chiar din interiorul partidului și din interiorul echipei de la București, pentru că diferența de
40 un pic procente între mine și domnul Dan, a fost în afară de falsificarea listelor, în afară de furturile de la sectoare, în afară de manipulare, se pot pune și pe seama trădărilor din interiorul partidului și mi-aș dori și cred că nu se vor mai întâmpla anul viitor. Am învățat cu toții din acele greșeli, inclusiv cei care au trădat și ulterior am înțeles că au regretat, dar eu nu pot să-mi pierd timpul vânând posibile strategii incorrecte ale cuiva. Dacă se va întâmpla acest lucru, atunci mă voi repoziționa și eu și voi decide dacă voi candida independent sau din partea poate a unor partide mai mici, dar care pot să realizeze o alianță și care împreună cu asociații, organizații, sindicate, patronate, doresc să mă susțină să revin la primărie. Dar opțiunea mea numărul 1 este aceea de a fi candidatul Partidului Social Democrat, categoric. Nu am făcut niciodată strategii de culise și nu am avut limbaj dublu niciodată. Președintele PSD Marcel Ciolacu a declarat în urmă cu doar două zile că Gabriela Firea este, orice s-ar întâmpla, candidatul PSD la primăria capitalei. Vaccinul HPV ar urma să fie compensat în premieră în România pentru femeile cu vârsta între 18 și 45 de ani. Serul previne până la 6 forme de cancer, inclusiv 90% din cazurile de col uterin. Țara noastră e fruntașă în Europa la rata de mortalitate din cauza acestui tip, iar specialiștii în sănătate anunță că imunizarea este extrem de importantă. Vaccinul împotriva HPV ar urma să fie compensat în România pentru femeile cu vârsta între 18 și 45 de ani. În prezent, de gratuitate beneficiază doar tinerele cu vârsta cuprinsă între 11 și 18 ani. Prețul unei doze este de aproximativ 600 de lei, iar pentru o imunizare completă sunt necesare două doze tinerelor sub 15 ani și 3 doze la vârsta de peste 15 ani. Toate vaccinurile sunt importante, acesta este unul din cele mai importante pentru că este un vaccin care ne protejează de o formă de cancer. Și nu orice cancer, ci este o formă de cancer care provoacă în România cel mai mare număr de decese la femei prin cancere genitale. Vaccinul se poate face indiferent de sex, începând cu vârsta de 9 ani. Nu există o limită superioară de vârstă până la care se poate. Nu mai există o limită superioară de vârstă până la care se poate face. Situația destul de gravă din România este reliefată și prin lipsa de cunoștințe. Mulți dintre tinerii din țară spun că nu au auzit de virusul HPV, cu atât mai puțin să se vaccineze. Nu-l cunosc, îmi pare rău. Nu. În schimb, cei mai avansați în vârstă cunosc foarte bine atât detalii despre acest vaccin, dar și întreg fenomenul. În ziua de azi e foarte important. În țările civilizate, unde programul a mers, s-a văzut deja o scădere a incidenței cancerului de col uterin. La noi nu au funcționat astfel de programe, dar poate să vor schimba lucrurile. Plus că pe bani costă excesiv de mult. Virusul HPV este cea mai cunoscută infecție virală cu transmitere exclusiv sexuală din lume. Aproape fiecare persoană activă din punct de vedere sexual intră pe parcursul vieții în contact cu cel puțin una dintre tulpinile virusului papiloma uman. Doamnelor și domnilor, primăvara n-ar fi la fel dacă nu am avea culorile potrivite care să ne ridice starea de spirit. Astăzi eu port verde, dar și Romina vă răsfață nu doar cu informații despre vreme, ci și cu o superbă rochie roz. Bună dimineața! Bună dimineața, Georgia! Păi, după o vreme frumoasă cu temperaturi de primăvară revin ploile și am zis totuși să-mi iau așa un roz să mai... Deci nu vii cu vești. Bine. Nu vii cu vești tocmai frumoase în dimineața asta. Am crezut că rozul e așa, ca să avem o viață roz, dar ia uite că de fapt se compensează niște lucruri acolo. Așa este. Și vântul va avea și unele intensificări. Este în vigoare și un cod galben de vânt de ploi pentru 12 județe, așadar în Munții Apuseni și local în Carpații Orientali. Temporar vântul va depăși 100 de km pe oră. Această avertizare va fi valabilă până diseară la ora 22. Dar vremea se menține cald. Cerul va avea norări și va ploua și prin vestul, dar și centrul țării, iar spre seară se mai adună norii și prin partea de sud-vest a teritoriului și izolat în rest.
Ploile vor avea și caracter de averse, trecător vor fi descărcări electrice, izolat, cantitățile de apă vor depăși 15-20 de litri pe metru pătrat, cu precădere în Banat, dar și pe la munte, la altitudine de peste 1800 de metri. În zona montană vor fi precipitații mixte, vântul va avea intensificări temporare la munte, unde vor fi viteze de 70-90 de km pe oră, iar la altitudini de peste 1700 de metri, rafalele vor depăși chiar 110 km pe oră. Temperaturile maxime ale zilei se vor încadra între 9 grade și vor ajunge până la 22 de grade Celsius prin sudul teritoriului. Dimineața va fi și ceva ceață, dar se menține o atmosferă bună. În capitală, vremea va fi deosebit de caldă pentru această dată. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 18 grade Celsius. Cerul va fi variabil cu norări spre seară, când vor fi posibile și câteva ploi de scurtă durată. Vântul va fi moderat cu intensificări, mai ales în orele amiezii, când rafalele vor atinge viteze de 35-40 de km pe oră. Mâine vremea se menține deosebit de caldă, temperatura maximă va fi de 19, chiar 20 de grade Celsius, vor fi norări spre seară și noaptea, iar probabilitatea pentru ploi va fi de scurtă durată și va fi în creștere, iar vântul va sufla slab și moderat. Poi mâine se mențin precipitațiile, va ploua pe parcursul zilei, vântul va rămâne activ, rafalele vor depăși 15, chiar 30 de km pe oră, iar valorile termice vor fi cuprinse între 7 și 17 grade Celsius. Acestea sunt informațiile pentru moment. Ne revedem mai târziu cu mai multe detalii. Mulțumim, Romina, pentru informații. Mergem mai departe. Vă spuneam la începutul emisiunii că vom vorbi despre parenting, vom vorbi despre tablete. Acum câteva zile am întrebat Valentin dacă aș putea să renunț la social media, aș putea să renunț la telefon de tot o perioadă, dar asta pentru că am fost binecuvântată să cresc într-o perioadă în care internetul a fost accesibil pentru mine la vârsta de 11 ani. Cred că e foarte, foarte important să ne amintim cum se trăia și înainte de tablete, și înainte de telefoane și să încercăm să le oferim copiilor un moment de respiro, mai ales din punct de vedere emoțional, vizual, de ce nu. Cum să facem acest lucru? Pentru că bănuiesc că este dificil pentru fiecare părinte în parte. Ne povestește Alexandra Stoica, consilier specialist în parenting. Bună dimineața! Bună dimineața! Îți mulțumesc tare mult că te-ai alăturat matinalului. E un subiect delicat, pentru că, iată, vorbim în această perioadă și despre autism virtual, o formă care se instalează atunci când bebelușii sunt expuși mult prea devreme ecranelor. Vorbim de negocieri, vorbim de hai la masă, nu 5 minute, mai stau 5 minute, dar hai acum. Cum reușim să ușurăm lucrurile? Exact. Tehnologia a început să fie folosită din mai multe puncte de vedere și în mai multe situații. Da? Nu mănâncă copilul, să-i dăm tableta. Nu se îmbracă copilul, îi dăm tableta sau telefonul. Da? Și atunci apelăm pe termen scurt la o variantă ușoară, dar pe termen lung nu vedem efectele pe termen lung. Da? Emoțional, fizic, din toate punctele de vedere. Și deși sunt foarte multe studii care spun până în 2 ani deloc, da, în continuare găsim această variantă ca fiind cea mai la îndemână, să zic. Cred că e greu să fii părinte în vremuri moderne, motiv pentru care aveam și această noțiune de parenting. Chiar vreau să te întreb, putem să traducem în română? N-avem un termen specific. Da, și nu avem un termen specific, dar pe de altă parte mai este un lucru, parenting-ul e înțeles de fiecare în parte diferit. Din punctul meu de vedere, parenting-ul din perspectivă de mamă, din perspectivă de specialist, este momentul în care tu, ca părinte, începi să lucrezi cu tine. Cu emoțiile tale, cu blocajele tale, cu lipsa de deconectare, și aici o aduc în discuție pentru că are legătură, cu cât tu ești mai deconectat de emoțiile tale, cu atât ți-e greu să stai cu refuzul copilului, ți-e greu să stai cu țipătul lui și atunci te duci și ei tableta, telefonul care e mult mai aproape și, cum spuneam, pe termen scurt poate să aibă un rezultat dorit de tine în momentul respectiv. Aici îmi doream și eu cumva să ajung, pentru că e greu să fii părinte, e greu să fii femeie în vremurile moderne, e greu să fii... Lumea se așteaptă de la tine să... Era un citat interesant. Să muncești ca și când nu ai avea copii și să crești copiii ca și când n-ar trebui să muncești. Exact. O femeie trebuie să facă foarte multe lucruri. Într-o familie, într-o casă, pentru un copil... Și tații, de asemenea, vin obosiți. Exact. Intră într-o atmosferă în care poate copilul are un tantrum. Există acest refugiu, tableta. Exact. Cum negociază părinții cu ei din perspectiva răbdării, din perspectiva furiei, din perspectiva frustrării? Aici să fie răspunsul pentru copil, de fapt? Există un moment pe care
femeile, mămicile, pentru vorbesc mai mult despre ele, pentru că ele stau mai mult, să zic așa, cu copiii, în care spun mi-am pierdut controlul. Și decât să-mi pierd controlul, mai bine decât să țip, să fac ceva de care să-mi pare rău, mai bine apelez la asta. Dar noi suntem, cumva, am preluat de la părinții noștri și nu e vina lor, da? Poate de la mama sacrificiu, ok, să le fac pe toate, să fiu și femeie de casă, să fac și, da, și să stau și copilul și la un moment dat ajung să te epuizezi, să-ți pierzi controlul și zici, ok, mai bine apelezi la varianta asta, da? Chiar dacă pe moment nu-ți dai seama cât de rău poți să-i faci și ție și lui, pentru că tu, de fapt, te deconectezi la tine, da? Nu poți să stai cu stările acelea inconfortabile în care nu mai poți, ești copleșită, sunt toate pe capul tău. Da? Și tu neputând să stai cu stările tale, nu o să poți să le accepti nici pe ale copilului și atunci de asta apelezi la... Și soluția, apropo de cum ne eliberăm, este conectarea cu adevărat, adică lucru cu tine și după aceea e firesc ca eu când sunt confortabilă cu furia mea, cu frustrarea mea, că este firească, nu suntem doar zen și bucurii, da? Așa, cu atât mai mult când voi vedea copilul că e furios, voi putea duce la el... Îi spun, ok, sunt aici lângă tine, da, te înțeleg, ok, și chiar mai departe să poți să te conectezi cu el, astfel încât să nu mai ajungi la varianta ia un biscuite, ia tableta, da, pentru că pe termen lung ajung la dependențe. Da? De fapt, asta creează dependențe. Da? Și chiar dacă accesul este atât de, să zic, la îndemână, cel mai bun lucru pe care poți să-l faci este limita. Copilul nu are limită, da? E într-o realitate care, într-o non-realitate, să zic așa. Dar tu, adultul, tu ești cel care pune limita. Da, și să fii constant. Aș vrea să negociem împreună în această dimineață să revii, pentru că eu cred că ar trebui să o luăm așa, de a fi rapăr. Cum îi prietenim pe copii cu tehnologia, pentru că n-avem cum să-i mai izolăm, trăim într-o lume ghidată de această constantă. Aș vrea să povestim despre emoțiile părinților, aș vrea să vorbim despre cum să gestionăm corect un tantrum și aș vrea acum să ne dai o temă pentru acasă, uite, în acest context în care... Okay. Poate chiar în această dimineață vrem și noi să ne uităm liniștiți la matinal și copilul are nevoie de câte ceva. I-am dat o tabletă fixă în acest moment. Da, exact. Ok, începeai cu emoțiile și cu cum să facem asta, nu? Ok. Păi, în primul rând, e de lucru, ok, dacă simți că nu mai poți, chiar recomand să mergi la un specialist. Adică nu mai e ceva tabu să te duci, ok, când simți nevoia să te duci la specialist. Dar dacă nu ai asta, ai la îndemână chiar și interviul nostru, care poate să fie o conștientizare. Aha, deci e nevoie să stau mai mult cu mine. Ok, stând cu mine, îmi dau seama când vin acele emoții, cât de greu este să mi le gestionez, da? Și de multe ori recomand, ok, ia-ți 5 minute, nu mai mult, nu 2-3 ore, dacă n-ai mai mers la spa de 5 ani, da? 5 minute cu tine în care să stai. Îți umpli rezervorul și te vei duce la copil mult mai liniștit. Da? Și atunci, bineînțeles că și el... Te simte, oricum, legătura dintre mamă, copil și dintre părinte sunt cele mai puternice relații și de asta ei ne simt. Când ne simt că, și de multe ori exprimă emoția pe care noi o reprimăm. Adică spun, sunt calmă, dar dinăuntru sunt un butoi de... Colcă e furie. Exact. Și copilul, în momentul acela, preia starea și face el. Se manifestă el, pentru că el nu își pune atâtea opreliști cum ne punem noi. E foarte interesant această legătură copil-părinte pe lângă mimesisul pe care l-au copiii, cred. Exact. Te văd pe tine furios, sunt și ei la rândul lor și exprimă și ei la fel. Da. Și este un du-te vino și un luptă de putere. Da? Părintele zice, nu, că din cauza lui, da? Copilul oricum spune că părintele are dreptate, da? Copilul îl vede pe părinte ca pe Dumnezeu, să zic. E foarte interesant și mi-ar plăcea să ne revedem atât cât ai și tu timp și disponibilitate să le spunem celor de acasă mai multe informații pe această temă, la modul general, pentru că, iată, în mod particular, ar trebui fiecare să vină și să discute cu un specialist. Exact. Mulțumim tare, tare mult! Cu mare drag! Dragilor, zic că sunt informații importante în fiecare zi, ar trebui să încercăm să devenim versiuni mai bune ale noastre. Eu asta încerc de fiecare dată. Când mă trezesc dimineața, am setez o intenție, încerc să văd ce am de făcut pe ziua respectivă. Astăzi vă vorbeam despre vindecare. Ei bine, vindecarea vine și în momentul în care suntem conectați cu credința. Acum vorbim la modul general, dar în particular în această perioadă ne aflăm în Sfântul Post al Paștelui, un moment în care creștinii ortodoxi din toată țara fac câteva eforturi, fac câteva schimbări, mai ales din punct de vedere alimentar. Și aici am să las pe Valentin să preia discuția. Într-adevăr, Georgia, sunt eforturi pe care creștinii le fac, însă aceste eforturi, în funcție, evident, de intensitatea cu care ținem postul, de strictețea cu care
renunțăm la anumite alimente, pot să ne afecteze într-o oarecare măsură starea de sănătate. Și pe această cale aș dori să discutăm cu un specialist, pentru că noi la finalul zilei suntem părerologi, am putea spune, să intrăm în discuție cu domnul dr. Tudor Ciuhodaru, medic primar de urgențe la Spitalul Clinic de Urgență Nicolae Oblu din Iași. Bună dimineața! Bună dimineața și bine v-am regăsit. Cred că versiunea doamnei mai bună este deja prezentă în studio, dar haideți să ne gândim puțin și să le spunem și la mulți ani doamnelor și domnișoarelor pentru ziua de ieri și domnilor, apropo de nutriție, atenție la cele 40 de pahare de astăzi, pentru că sunt zile tumultoase prin serviciile de urgență legate de excesul etanolic și nu numai. Și da, aveți dreptate, este cea mai dură perioadă de post, dacă este ținut cu strictețe poate declanșa sau complica diferite stări patologice, dar nu aș da-o doar pe direcția aceasta, pentru că sunt convins că divinitatea va fi aproape de noi în contextul în care sunt abatere dacă starea noastră de sănătate nu o permite. Și este chiar, știți, eu sunt nepot de preot, ar fi trebuit să fiu a 13-a generație de preoți, m-am jucat când eram mic în curte la Enescu, acolo în județul Botoșani și bunicul meu, preotul, spunea că este important ce faci pentru ca lucrurile să fie făcute așa cum trebuie. A fost de altfel nemulțumit că am intrat la medicină, erau 13 pe loc atunci și mi-aș fi dorit să-i continui tradiția, dar după un interval de timp și-a dat seama că și-a venit și mi-a și spus acest lucru, că ai să faci bine și acolo și ține cont că în ambele meserii este nevoie de har. Așa că vă dăm puțin o leacă din harul nostru. Eu m-aș dori ca această educație nutrițională să fie predată de la școală. Pentru că noi vorbim fiecare dimineață la dumneavoastră și este minunat că faceți educație pentru sănătate despre cum și ce ar trebui să mâncăm, nu numai în aceste perioade, dar pe de o parte lucrurile nu sunt cunoscute, iar pe de altă parte, de ce să nu spunem, o alimentație sănătoasă este extrem de scumpă și dificil de accesat. Așa că, în această perioadă, strictețea, mai ales dacă avem anumită vârstă, patologie asociată, boli cardiovasculare, metabolice, se pot agrava aceste afecțiuni sau pot declanșa, complica o patologie necunoscută în momentul în care apar aceste restricții alimentare extrem de severe. Uzuale, să știți că sunt stările lipotimice, hipoglicemiile, tetaniile, dar tocmai pentru a evita acest lucru este foarte bine ca atunci când ne hotărâm să ținem această perioadă de post, să ținem cont de vârstă, de activitate fizică, de stare fiziologică, să încercăm să asigurăm un echilibru între produsele pe care le consumăm. Proteinele pot fi și vegetale sau din soia, cartofi. Putem vorbi despre cereale, provin despre legume, fructe și semințe care să ne asigure și vitaminele și partea de uleios, de lipide din alimentație, iar adaptarea calorică este extrem de importantă. Să știți că multe dintre alimentele de post sunt exces, aduc un exces caloric și aici că vorbim despre nuci, de ciocolată, de dulceață, de fasole, așa că multe dintre doamne și domnișoare și de ce nu și domnii vor avea de tras dacă această adaptare calorică nu se face la vârstă și la efortul fizic. Deci atenție și la posibilitatea de a apărea aceste hipoglicemii. Un regim de masă, un orar de masă bine stabilit și echilibrat ne poate face să trecem peste multe din aceste inconveniente. Iar dacă vorbim despre afecțiunile metabolice, diabetul sau anumite afecțiuni, abilități psihoemoționale, cum ar fi nevrozele sau depresiile, țineți cont că ele pot fi agravate sau complicate de aceste restricții alimentare. Ar fi minunat dacă ne-am putea consulta și cu un nutriționist, mai ales când adoptăm orice fel de regim, dar important este să avem acest echilibru între efort, vârstă, stare fiziologică și să ne gândim și la posibilitățile pe care le putem avea pentru a ține acest post, pentru că cea mai ieftină și uzuală opțiune este tot consumul de bază de alimente, carbohidrați, cartofi, pâine, derivate din astfel de produse și alte produse de prin magazine, alea cu multe euro, nu le-aș recomanda întotdeauna și chiar aș fi foarte atent, pentru că multe dintre aceste, zicem, derivate pot declanșa la persoane susceptibile reacții alergice importante și este evident o perioadă în care nu ne putem sau nu vrem să ajungem cu diverse complicații la spital. Ideea de bază, educație nutrițională, echilibrat caloric, ținând cont de patologie asociată, ținând cont de vârstă, ținând cont de stare fiziologică și sunt convins că
acest post este despre apropierea de divinitate și nu neapărat despre felul de a mânca, cum mâncăm sau bem, deși aceste lucruri ar trebui să facă parte din viața noastră de fiecare zi. Și sper că odată și odată, că o să spun și acest lucru, educația pentru sănătate pe care o faceți dumneavoastră în fiecare dimineață este minunată, dar ca să fie cu adevărat eficiente, aceste cunoștințe, deprinderi, abilități legate și de un stil de viață sănătos și de un mod echilibrat de a mânca, ar trebui predate de la școală și nu cred că e mare lucru să fie câteva capitole acolo în plus la orele de biologie. Nu e nevoie să fii, nu știu, Einstein ca să predai fizica sau să fii matematician de renume ca să poți preda matematică, ci o materie făcută echilibrat cu Ministerul Sănătății și cel al Educației ne poate feri de foarte multe patologii și mai ales ne poate asigura prin noțiunile de prim ajutor posibilitatea să intervenim atunci când este nevoie. Chiar și în post. Domnule doctor, vă mulțumim foarte mult pentru doza consistentă de informații pe care ne-ați oferit-o și sperăm că toți credincioșii care ne ascultă și care postesc au acum puțin mai bine temele făcute ca să știe la ce fel de riscuri se expun atunci când aleg o astfel de alimentație și pentru că suntem în post, vă promitem că după ce închidem intervenția cu dumneavoastră, nu vom transmite nicio rețetă de acezare. Vă mulțumim mult! O zi maximă, un pupu de la opu și vă știți că o să mai venim cu niște rețete medico-pascale, dar așa ca ultimul sfat, dacă apare o simptomatologie polimorfă pe care nu o puteți încadra și care puteți lega și de această alimentație restrictivă, mai bine consultați un medic, pentru că, de exemplu, durerile epigastrice puse adesea pe post, pe faptul că nu ne-am alimentat sau că am făcut un exces caloric sau etanolic în aceste zile, poate să fie și semnele unui infarct miocardic inferior, așa că este bine ca de fiecare dată să consultăm un medic. O zi maximă, un pupu de la opu și sunt convins că și divinitatea vă este mai aproape în aceste zile, mai ales că educația pentru sănătate deja am făcut. O zi bună, domnule doctor, vă mulțumim încă o dată foarte mult. Haideți să mergem puțin, să o vizităm și pe Olivia, pentru că astăzi nu am văzut-o și cu siguranță are multe informații care ne trebuie la această oră despre astre. Bună dimineața! Berbecii negociază astăzi cu partenerul de viață în ce activități se implică împreună și în ce activități se implică separat. Nu de alta, dar berbecul are o listă aparent interminabilă. Taurii vor liniște, dar din păcate nu au parte de ea fără efort. Uneori, efortul constă în a refuza, adică în a-și recunoaște limitele și a le respecta. Când facem mai mult decât putem, intervine oboseala. Geminii simt că au multe responsabilități la job și trebuie să le ducă la bun sfârșit, altfel primesc reclamații. Sunt și sarcini care le deschid uși și oportunități către viitor, un motiv în plus să fie conștiincioși. Racii își propun noi obiective, unele dintre ele reprezentând o revenire la ceva ce și-au dorit în trecut și nu au apucat să împlinească. Niciodată nu este prea târziu când vine vorba de împlinirea unui vis. Lei se gândesc de ce să nu plece într-o vacanță și cum nu găsesc niciun motiv, își cumpără biletele de avion și cazarea, iar dacă pot îmbina utilul cu plăcutul, este perfect. Fecioarele primesc bani ca urmare a unei munci pe care au depus-o până acum. Aceștia pot veni printr-o propunere de job, o moștenire sau culeg roadele unor investiții pe care le-au făcut în trecut. Balanțele se lămuresc din punct de vedere relațional, iar acolo unde încă mai au nedumeriri, primesc răspunsul de care au nevoie. Ele reprezintă zodia relațiilor și toată viața lor se învârte în jurul acestora. Scorpionii au mai mult de lucru decât de obicei. Această activitate suplimentară este fie la serviciu, fie în viața personală, unde caută să readucă un echilibru pe care l-au mai avut la un moment dat. Săgetătorii sunt foarte creativi, iar dorința de a se afirma și a arăta lumii propria creație este foarte mare acum. Așadar, o zi potrivită pentru a ieși în evidență. Capricornii vor să comunice astăzi. Ei au o listă de subiecte pe care vor să le abordeze și nu ratează pe nimeni din cei care sunt vizați de acea listă. Vărsătorii au anumite frustrări financiare care au la bază atât obligațiile financiare cât și veniturile. Nici pe unele, nici pe altele nu consideră că le merită. Peștii sunt în plin proces de organizare atât interioară cât și exterioară. Își stabilesc niște reguli de la care se abat foarte greu, doar cu titlu excepțional. Altfel sunt dedicați noului stil de viață.
Dacă vreți să aflați mai multe din lumea astrelor, accesați contul de Facebook astrolog Mihaela Totir. Acum că ne-am lămurit și cu datele din lumea astrelor, eu zic să luăm și o scurtă pauză de publicitate, dar rămâneți alături de noi căci vorbim și despre design interior astăzi și despre multe altele pe care sunt convinsă că nu vreți să le ratați.